Având în vedere aparițiile recente, nu tocmai plăcute din presa locală, reprezentanții companiei de apă au simțit nevoia să facă o declarație de presă pentru a prezenta situația reală a achiziționării a 7 mașini noi utile instituției. Aceștia consideră că, din nou, interesele politico-financiare au făcut ca în mediul dâmbovițean să apară calomnii la adresa companiei. Referitor la mașinile achiziționate, acestea sunt din bugetul aprobat pe 2013, propus de fosta conducere a companiei de apă. Aceste mașini au fost cumpărate ca alternativă de înlocuire a mașinilor vechi, care consumau foarte mulți bani pe reparații și carburant. Trebuie menționat că o parte din aceste mașini sunt nefuncționale și se află în parcul rece al societății. Mașina a fost achiziționată conform studiului de fezabilitate prin atragerea de fonduri europene, în vederea autorizării unui autolaborator pentru depistarea pierderilor de apă din teritoriul județului Dâmbovița. Această mașină a fost aprobată și bugetată încă din anul 2009 prin contractul de finanțare europeană pentru proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă uzată și a județului Dâmbovița, lucru care onorează compania de apă Târgoviște-Dâmbovița. Din declarațiile făcute reiese că nu există nicio legătură între prețul apei și prețul acestor mașini care au fost achiziționate în leasing pe un termen de 5 ani. Acele mașini erau costisitoare cu reparațiile și cu consumul lor. Aceste mașini erau cumpărate încă din anul 1991. Aceste mașini, vreau să vă spun că au un consum la jumătate față de cele vechi. Această achiziție a fost făcută în vederea stabilirii unui preț cât mai mic cu carburatul și întreținerea lor.